Așadar, printre persoanele prezente în fața oamenilor legii s-au numărat Laura Vicol, bună prietenă cu Răzvan Ciobanu, Iulica Cercel, cel care a plecat cu creatorul de modă din București spre Constanța, dar și Sorin Oprea, prietenul designerului. Avocata Laura Vicol a făcut și declarații și a oferit primele informații după cele 5 ore de audieri. Au fost audiate persoane timp de 5 ore, deci ancheta se desfășoară exact cum am spus, așa cum trebuie. Au apărut și detalii noi, care urmează să fie luate în calcul în anchetă. Spuneți-ne câteva detalii noi, pentru că până acum sunt doar... Dați seama că este o anchetă din care eu niciodată nu voi da detalii atâta vreme cât ancheta este nepublică. Singurul lucru pe care vi-l pot spune este că unul dintre martori a spus că sunt o prezență inconfortabilă la audieri. De ce? Probabil sperii lumea când încerc să aflu adevărul, nu știu. Martorul din partea cui a declarat aceste lucruri? Unul dintre martorii audiați astăzi. Ok, ce au spus martorii în general? Sunt, au și calitatea de suspecți? Nu sunt martori, o persoană nu poate avea decât calitatea de martori. Suspecți, din punctul nostru de vedere? Au fost atâtea cazuri când calitatea se schimbă, dar deocamdată cei audiați astăzi au calitatea de martori. Dar domnul Cercel, credeți că a fost cu Răzvan Ciobanu în mașină? Hardurile, CD-uri și un laptop au fost găsite în casă, le-a luat mama lui Răzvan și acum se află în posesia mea, bine depozitate. Și ce se regăsește pe acele? Tipare, prezentări de modă, adică nimic din ce s-a speculat, înregistrări, orgii, exclus. Exclus. De asta spun că sunt foarte multe speculații, de-aia am rugat pe toată lumea să nu mai speculeze, pentru că în anchetă nu există așa ceva. A fost analizat și telefonul lui Răzvan Ciobanu? Da. S-a găsit ceva concludent, ceva... Unde a fost analizat? Aici sau la crimă organizată? Acolo unde trebuie să se analizeze aparatura electronică. Da. Domnul Cercel a fost cu domnul Răzvan Ciobanu în mașină? În seara aceea? Păi a declarat dânsul, nu? Că au plecat împreună spre mare, nu? Ok, dar au și plecat împreună? Și în noaptea... În noaptea respectivă? Nu reiese deocamdată așa ceva din timp. Okay. Dați și mie voie să... Care credeți că este principala pistă pe care mergem în acest moment, în anchetă? Sunt anchetate toate pistele posibile. Adică sinuciderea mai este în calcul? Dar n-a fost niciodată în calcul sinuciderea. Nu știu, am și spus de la început. Păi fi pus cineva ceva în bun, și-a consumat un zăcăr în apă? Nu știm, deocamdată nu a ieșit raportul toxicologic, urmează să se vadă toate lucrurile astea în anchetă. Se spune că era mort înainte de accident, adevărat? Adică știți o altă speculație, serios acum. Deci accidentul și o eventuală crimă, astea sunt... Iar la momentul accidentului era singur în mașină? Este o anchetă în curs, lăsați-i pe domnii de aici să-și facă treaba pentru că și-o fac așa cum trebuie și la sfârșit probabil va fi dat opiniei publice și rezultatul.